crescut stânjar pe munte și mi-ai scris soarta pe frunte. Of, măicuța mea, să prind frunza dorului, pe apa izvorului. Of, măicuța mea, mamă, mamă, într-o zi. Of, măicuță, dorul de mare scoli, măicuță. Rădăcina am s-o smulg. Of, măicuță, dorul ca să mi-l ajung. Of. Jar în sus, unde dorurile nu-s. Of, măicuța mea, unde vântul-i tot mai rece, unde glas de om nu trece. Of, măicuța mea, mamă, mamă, într-o zi. Of, măicuță, dorul de mare scoli, măicuță. Rădăcina am s-o smulg. Of, măicuță, dorul ca să mi-l ajung. Of. Crescut în jar în larg, să n-am ce mi-am fost mai drag. Of, măicuța mea, să n-am dun, să n-am cărare, dorul ca să mă doboare. Of, măicuța mea, mamă, mamă, într-o zi. Of, măicuță, dorul de mare scoli, măicuță. Rădăcina am s-o smulg. Of, măicuță, dorul ca să mi-l ajung. Of. Mamă, mamă, într-o zi. Of, măicuță, dorul de mare scoli, măicuță. Rădăcina am s-o smulg. Of, măicuță, dorul ca să mi-l ajung. Of. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special. Doina Danielean te invită la Dialog Matinal. Te invit și astăzi la un dialog matinal. Este unul muzical foarte relaxant, pentru că așa ne place nouă să începem cântând săptămâna și să o terminăm la fel, cu muzică bună, la fel cântând. Astăzi o să cântăm alături de invitatul meu special, Vlad Codreanu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Cum să zic, interpret de muzică populară și ușoară, prezentator și toate la pachet, sau să zic interpret? Showman. Sau interpret, cum vrei. Tradiționala întrebare. Ce mai faci? Fac bine, mersi mult. Ce face mult? Vlad Codreanu, cu ce se ocupă, pe unde este și să ne povestească din cele care le face acum, mai ales că avem și un motiv special, da. Trebuie să spun asta către ascultătorii noștri. Radio Play este partener oficial la evenimentul tău, un eveniment din foarte frumos. Din 6 decembrie, la așa. Orele 18, la după Filarmonica detalii, Națională. La concertul tău aniversar, putem să spunem. 15 ani de activitate împreună cu tine sărbătorește și Radio Play, de aia ești invitatul nostru de astăzi, pentru că suntem parteneri la un eveniment cu care te felicităm. Vă mulțumesc foarte mult!
Să știți că o să am 15 invitați alături de mine, 15 prieteni, printre care va fi un show de zile mari unde eu voi interpreta 15 melodii, 15 invitați și va dura 2 ore acest eveniment. Te-ai legat atât de mult de această cifră, 15 ani de activitate, atunci să fie așa, 15. Să înțeleagă toată lumea că e 15. Da, lângă faptul de 15 ani de activitate așa. Și 30 de ani ai mei. Mm-hmm. Da. Jumătate de viață în scenă și în show-uri. Așa este. Da, după asemenea declarații nu mai pot să te întreb ce mai face Vlad Codrean, pentru că înțeleg că face bine și muncește deja de 15 ani. Da, la momentul greu, pentru că sunt foarte multe lucruri care trebuie să le punem la punct, ceea ce ține de organizarea acestui eveniment, ca de fiecare dată pentru toate evenimentele care le organizez. Și referitor la eveniment, așa, revenim după ce luăm o pauză de publicitate, dar nu o luăm până când nu ne spui la ce lucrezi acum și despre melodia care a răsunat la începutul dialogului, plus să-i anunțăm pe cei de acasă, cei care ne ascultă acum și au un telefon la îndemână, că Vlad Codreanu, invitatul nostru special de astăzi vreau să ofer 15 bilete pentru 15 persoane care o să ne telefoneze în emisie directă. Oameni buni, dar 15 să fie, da? 15! Hai, chiar dacă vor fi și mai mult sau mai puțin. Nu, trebuie să spunem că este dispus să ofere câte 2 bilete oricărui care ne sună, da? Da. Parola zilei, 6 decembrie, concert aniversar, Vlad Codreanu. Vin la concert. Da. Așa trebuie să spuneți la telefon, prima frază, da? Ei, deja sună telefonul. Începem? Da? Hai să începem. Tu pornești acolo o listă, o foaie curată pe care scriem numele fiecărui care ne sună. De-aia vă rog să vă prezentați. Bună dimineața! Bună dimineața! Vera. Da, doamnă Vera? Bună dimineața, Doina. Bună dimineața, domnul Vlad Codreanu. Bună dimineața! Îmi plac piesele dumneavoastră, câteodată chiar și plâng. Nu trebuie să plângeți. De mamă și de copii și de viață și de dragoste, de tot ce ne înconjoară, de natură. Aveți o voce foarte frumoasă. Câteodată plâng, câteodată râd. Așa sunt mă mulțumesc. Vă urez să fie... Doamna Vera și mai cum? Sunteți doamna Vera și mai cum? Henco. Doamna Vera, deci luați buletinul cu dumneavoastră și vă duceți la Filarmonica Națională și de acolo o să ridicați 2 bilete care sunt în special un cadou din partea mea pentru dumneavoastră să plângem împreună la 15 ani de activitate. Așa. Mulțumim! Pe data de 6 decembrie, dar puteți să vă apropiați deja oricând la Filarmonica Națională și să vă ridicați biletele dumneavoastră. Mulțumesc frumos, să am chiar și o sărbătoare 30 de ani de la căsătorie. Felicitări! Atunci pe scenă vom sărbători împreună. Să știți că, de fapt, căsătoria dumneavoastră are aceeași vârstă ca și Vlad Codreanu. Mulțumesc frumos! Să fiți sănătoasă! Da, mulțumim! Vă mulțumim mult pentru apel telefonic. Deci, doamna Vera Hâncu, să știți că deja are 2 bilete. Și felicitări pentru familia Hâncu, care împlinește în 6 decembrie 30 de ani de căsătorie. Deci e extraordinar, felicitări. Prima piesă care am cântat-o aici acum a fost piesa Măicuța mea, muzică și text, Victor Paladi din Iedineț, satul Rotunda, căruia îi mulțumesc foarte mult. Majoritatea melodiilor care sunt scrise de dânsul, dar desigur că mai am și alți compozitori, cum ar fi Adi sau Eugen Andrieș Carabut și mulți, mulți alții. Cei cu care colaborez de fiecare dată. Hai să mai luăm pe cineva. Bună ziua! Hello! Bună ziua, Doniță! Salut! Bună ziua, domnul Vlad! Sunt Veronica Bucimeni. Este Veronica de la Bucimeni. Vreau să-i spun domnul Vlad Codreanu, da? Piesa care a cântat-o la început chiar m-a adus până la lacrimi. Și vreau să-i mulțumesc mult din suflet și să-i doresc multă sănătate, putere și răbdare și în curând să ne bucure cu piesele frumoase. Mulțumesc, doamna Veronica Bucimei. Barbarie familia. Așa, numele de familie. Ești invitat, Veronica, la acest concert minunat în 6 decembrie. Ești acum din cei 15. 2 bilete pleacă și la dumneavoastră, vă apropiați oricând, la Filarmonica Națională și de acolo o să luați biletele. Sunt de
la Ungheni. Cum să mă duc? Dacă să mă duc atunci la în ziua concertul, aia, da, în ziua concertului puteți în ziua veniți. Concertului, luați buletinul da și veniți. Dar unde a să fie concertul? La Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Ascultați 6 cu decembrie. Noi, ascultați cu noi mai departe în Dialog Matinal și veți afla toate detaliile. Da. Nu să fii sănătoasă! Da, salutări, sănătate multă! Așa, Veronica Barbaria a mai câștigat două bilete. Numărul 2, da? Numărul 2. Tu fă acolo lista, este, da, este. Numărătoarea, să vedem. Eu vreau să ajungem la 15, stimați ascultători. Ajungem noi azi la 15. Tu vrei la 30 chiar? Asta ar însemna 60 de locuri, 60 de... Indiferent! Ia uitați-vă ce darnic este omul ăsta în apropierea zilei lui de naștere. Eu acest concert nu-l fac numai ca să, cum zic alții că fac concerte ca deci, să facă să bani. Să înțeleg că de ziua nu. Ta tu faci cadouri. Da. Vreau un Q5. Hai să mai luăm pe cineva la telefon, după care luăm publicitatea. Bună Alo? Dimineața! Bună dimineața, Doinita! Bună dimineața! Bună dimineața, Vlad Codreanu! Bună dimineața! Vă felicit și eu cu aniversarea dumneavoastră și vă doresc sănătate. Trebuie plină filarmonica. Mulțumesc! Cum vă spune dumneavoastră? Dora Plămădeală Chișinău. Doamna Dora Plămădeală Chișinău. Am aflat Doamna și eu numele Dora de familie. Dora Plămădeală, să știți că și dumneavoastră sunteți posesoarea acelor două bilete. Așa. Mulțumim, mulțumim tare mult, la mulți ani. Sănătate. Zi frumoasă în continuare. Eu cred că această zi este deja una frumoasă pentru toți cei care ne-au sunat și au primit bilete la acest concert da. Minunat, despre care vom astăzi vorbi după facem, ce luăm o pauză de publicitate. Astăzi facem lumea să fie mai fericită, să zâmbească alături de Radio Play. Să încheiem frumos această săptămână împreună. Luăm publicitatea, după care ascultăm și o melodie care... O să fie, hai să facem Mi-e dor de tata. Romina mai pe urmă, te rog frumos. Care? Mi-e dor tata de tata. La mulți ani, mi-e dor de tata. Hai, mi-e dor de tata și mie mi-e dor, azi merg să-l văd. Luăm publicitate, după care ascultăm mai... Vlad Codreanu, da. Neapărat o melodie pentru toți cei care ne ascultă și revenim după ea. Voi fiți pe fir, 022-221-328 este numărul care vă face mai fericiți astăzi cu două bilete la concert. Play. Ușor, aduce tristețe și dor. Adien ce ce-mi spune, ce mai spun pe lume dor de tatăl meu. Dorul adânc de tată nu trece niciodată. Mi-e dor de tatăl meu. Mi-e dor, dor de blândețea cuvântului tău. Mi-e dor de tatăl meu, de tatăl meu mi-e dor. Dar, dar pe pământ omul este un trecător. Și inima mea, și inima plânge cu dor. Tristețe în sufletul meu, gându-i la tata mereu. Că l-a luat departe, nesăturata-i moarte. Mi-e dor de tatăl meu. Că mi-a luat din prag și am avut mai drag. Mi-e dor de tatăl meu. Mi-e dor, dor de blândețea cuvântului tău. Mi-e dor de tatăl meu, de tatăl meu mi-e dor. Dar pe pământ omul este un trecător. Și inima mea, și inima plânge cu dor.
măicuță la drum. Poate apare acum. Poate apare tata și-mi deschide poarta. Mi-e dor de tatăl meu. Iar dacă azi nu vine, am să-l aștept și mâine. Mi-e dor de tatăl meu. Mi-e dor, dor de blândețea cuvântului tău. Mi-e dor de tatăl meu, de tatăl meu. Mi-e dor. Dar pe pământ omul este un trecător. Și inima mea, și inima plânge cu dor. Mi-e dor, dor de blândețea cuvântului tău. Mi-e dor de tatăl meu, de tatăl meu. Mi-e dor. Dar, dar pe pământ omul este un trecător. Și inima mea, și inima plânge cu dor. Dialog matinal la Radio Play. Dialog matinal aici, dialog matinal muzical astăzi, plin de energie frumoasă și pozitivă. Este invitatul meu de astăzi, Vlad Codreanu, cel care are și un concert în data de 6 decembrie, concert la care Radio Play este partener oficial. Suntem alături de tine la acest concert. Hai să vorbim un pic despre concertul ăsta, pentru că tot spunem și nu mai dăm nimic detalii și cei care ne ascultă probabil iau bilete și nici măcar nu știu la ce concert le iau. Dar de fapt, dacă ascultă atent, dar eu știu că ascultă foarte atent publicitatea noastră, au auzit deja despre acest concert multe. Deci, în data de 6 decembrie la ora 18, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici urmează un concert aniversar de 15 ani de activitate al meu, Vlad Codreanu, unde o să am mulți invitați, printre care Alina Antoci, Natalia Olaru, Tatiana Spânu, Angela Cabar-Roșcovan, Lenuța Gheorghiță, Valentin Palancica, MC Guță, Ala Zasmenco, Cezara, Aurica și Valeriu Cordineanu, Angela Arseni, Laurențiu Popescu, Ian Raibor, Gheorghe Țopa și mulți alții care vor fi alături de mine și vom sărbători împreună cei 15 ani de activitate și cei 30 de ani deja ai mei. Și desigur, partener media este Radio Play, cărora le mulțumesc foarte mult. În această zi frumoasă să știți că aveți ocazia să câștigați două bilete la concertul meu, sunând... Deja este cineva. Bună ziua, bună dimineața! Bună dimineața! Cum vă spune? Mă numesc Maria Ursoi din Chișinău. Doamna Maria. Bine ați revenit, doamna Maria. Ursoi. Eu acum am șterg lacrimile după piesa care v-ați cântat. Mersi. Eu i-am pierdut și eu, tata meu. Am emoții, eu încerc scuze. Eu această piesă am scris-o în memoria tatălui meu, dar și în special pentru cei care deja nu-l mai au pe tata. Și să știți că și eu, uneori, ascultând această piesă, plâng. Dar chiar și când am înregistrat-o, am plâns foarte mult. Însă și viața trebuie trăită mai departe, pentru că viața este frumoasă și trebuie să o prețuim așa cum este. Da, noi suntem datori să ne aducem aminte, să le purtăm, deci, grija, măcar că ei nu mai sunt cu noi alături, dar totuși ei tot timpul sunt alături cu noi, pentru că ne-au fost oamenii cei dragi, cei scumpi, ce să faci, asta e viață, unii mor, alții se nască, deci viața merge înainte. Eu vă ascult de mult, eu de acum am vârstă, am vreo câțiva ani, nu mai spun cât am, cât tare mult, dar ce să vreau eu să vă spun dumneavoastră, sunteți un om, dacă aș fi eu un președintea țării Moldovei, v-aș pune așa pe toți băieții noștri care interpretează că cântecile astea noastre de suflet, de asta ea, și le-aș da și le mai înalte
distinții. Distinții care le avem noi în țara noastră, Moldova, deci cu atât mai mult și cânticul și familia dumneavoastră este Codrianu, codrii noștri, cei frumoși. Deci eu sunt plină de emoții, sunt plină de asta și vă doresc dumneavoastră în cariera dumneavoastră care o să faceți acum jubileu, da? Nu, să nu aveți numai 15, da, să aveți mult înainte. Mulțumesc mult! Eu aici nu o să mă opresc, o să merg mai departe. Și să iubiți, să trăiți pentru noi, noi pentru dumneavoastră. Și toate cele bune care eu vă doresc. Mulțumesc, doamna Maria Ursu. Să știți că două bilete sunt și pentru dumneavoastră. Vă apropiați la Filarmonica Națională. Arătați un buletin ceva. Deci eu încerc, scuze, Ursoi. Da, ca păi mă duci acolo și să zici că nu sunt eu. E da. Regulă, mulțumim. Deci eu vă doresc și Radio Plaie, nici nu mai spun eu câtă dragoste am eu pentru acest post, și pentru băieții care duc emisiunea dimineața, și pentru doamna Diana, și Doinița, și toată echipa dumneavoastră a Radio Plaie, că într-adevăr o doamnă înainte v-a spus că tare, ni se mțin bine alături cu dumneavoastră. Da, într-adevăr, dimineața la ora 7 începe o emisiune bună cu băieții, pe urmă începe cu doamnele noastre frumoase. Mm-hmm. Deci suntem, eu totdeauna pe post, deci eu vă doresc multă sănătate la toți și în special domnului Vlad, multe succes în piesă, cât mai noi. Mulțumesc! Și să ne aduceți numai dragoste nouă și știți încă o imbolt pentru a trăi pentru această țară și a ne lupta pentru dreptatea care nu o prea avem, dar eu mă gândesc totuși să o avem, așa mă gândesc eu, măcar că eu am putut să le trăi, dar totuși mă gândesc că va fi bine. Da, noi vă dorim trebuie să fiți optimistă, mulțumim! Da, mulțumim. Eu vă mulțumim foarte mult. Mari. Mulțumim. Despre melodie mi-e dor de tata. Ai reușit să spui tot sau mai zici ceva despre muzica ea? Muzica și text, la fel Victor Palade din satul Rotunda, îi mulțumesc foarte mult pentru că mi-a oferit în dar această melodie. Uh-huh. Și uite, mă mai sună de-am aici și primari. Și... mai facem o melodie, da? Uh-huh. Să fie melodia Ciao Romina, o melodie nu care... Nu înainte de a mai lua pe cineva. Da. Hai să mai luăm pe cineva, după care ne spui ceva despre melodie și o ascultăm. Bună dimineața! Iarăși din nou eu, Veronica Bucini. Da, Veronica. Vreau să-i mulțumesc din suflet lui domnul Vlad. M-a lăsat cu lacrimi, fiindcă simt acea durere că am rămas de mică fără părinți și nu pot stăpâni lacrimile. Vreau să-i mulțumesc mult piesa care a cântat-o despre tată. Chiar m-a adus până la lacrimi. Vreau să-i mulțumesc din suflet și mă închin până la pământ. Sănătate și numai bine. Da, mulțumim. Despre Ciao Romina, e da, hitul tău. Da, o piesă tău, care... printre care am devenit și mai cunoscut. Așa? În Republica Moldova și nu numai în Moldova, dar și în România și în alte țări. Cine e Romina? Romina este... Hai că să zic așa, Ciao, este o Romina. Altă... Ciao. vorbim după ce ascultăm. Hai să ascultăm Ciao Romina și aflăm pentru după asta cine e Romina. Pentru toate Rominele, da. Sunt mai multe? Sunt multe! Într-o zi amorul apune, dacă într-o zi eu plec, îți voi spune ciao, Romina, ciao. Dacă s-a topit într-o amintire, să nu mai regreți acea despărțire, ciao, Romina, ciao. Inima nu e căsuță culăcată, ea nu poate fi ținută încuiată. Draga mea Romina, ciao, Romina, ciao. Dragostea nu-i moț cu pană aurie, ea nu poate fi ținută în colivie. Draga mea Romina, ciao, Romina, ciao.
Dacă într-o zi voi rupe o floare, dacă într-o zi amorul dispare, ciao, Romina, ciao. Dacă voi purta dorul altei fete, ochii tăi căprui, să nu mai regrete, ciao, Romina, ciao. Inima nu e căsuță culăcată, ea nu poate fi ținută încuiată. Draga mea, Romina, ciao, Romina, ciao. Dragostea nu-i moscovană aurie, ea nu poate fi ținută în colivie. Draga mea, Romina, ciao, Romina, ciao. E căsuță culăcată, ea nu poate fi ținută încuiată. Draga mea, Romina, ciao, Romina, ciao. Dragostea nu-i moscovană aurie, ea nu poate fi ținută în colivie. Draga mea, Romina, ciao, Romina, ciao. Inima nu e căsuță culăcată, ea nu poate fi ținută încuiată. Draga mea, Romina, ciao, Romina, ciao. Dragostea nu-i moscovană aurie, ea nu poate fi ținută în colivie. Draga mea, Romina, ciao, Romina, ciao. Dialog matinal la Radio Play. Dialog matinal muzical foarte întrebat, Vlad Codreanu. Ciao, Romina, ciao. Știu că aveai și un videoclip. Ciao. Da, aveai, am făcut și videoclip. Cel de-al doilea al meu videoclip este la Ciao, Romina. Și l-am lansat anul trecut sau da. Unde a fost și o lansare de album. Cel de-al doilea album, la momentul dat lucrez desigur la cel de-al treilea CD. Însă și nu știu când va fi, pentru că mai vreau încă vreo 5-6 piese. Mai vreau. Mult vrei. Vor foarte mult să ajungă aici, ne urmăresc live, ne scriu, ne scrie. Ne-a sunat de vreo 58 de ori și încă nu arăt. Ne-a trimis Nina Părău, cea care ne ascultă de peste hotare, și ne scrie: chiar aștept piesa Mi-e dor de tata, pot să-l saluți pe Vlad din partea mea. Eu poate voi pleca la maternitate pe 6. Noi venim atunci să-ți cântăm ciao, Romina. Nu ciao, benvenuti. Dar ce fată sau băiat? Doi de gemeni. Nu cumva unul o să fie băiat și unul o să fie fată? Sau două fete? Dacă le pune numele de Romina la fete, dacă are fete, să știi că cânt la cumătrie gratis. Sau Vlăduța. Una Vlada și una Romina. Ei, cânt la cumătrie. Bună dimineața. Mult vrei, am zis eu că mult vrei. Hai să mai vorbim cu cineva, că lumea crede că nu-i corect numărul ăsta. 022-221-3D8. Ăsta este numărul, bună ziua. Bună ziua, Doineța. Bună ziua, Vlad Codreanu. Bună ziua. Și îmi pare bine, foarte tare îmi pare bine că sunt, avem așa valori scumpi în Moldova noastră. Mulțumesc. Vă să dă o întrebare, aveți copii? Nu am copii, nu sunt însurat. N-aveți? Nu. E burlac încă. Nu, da. Mă numesc Nina din Bucățele din Chișinău. Nina? Nu vreau să vă țin mult, că tare mult vot. Nina Bucățele? Poftim? Cum familia dumneavoastră? Nina Bucățele. Bucățele? Da.
Ce nume de familie frumos. Doamna Nina, să știți că aveți și dumneavoastră. Îmi pare că nu e așa de chiar de frumos. Aveți două bilete. Aveți două bilete și dumneavoastră. Vă apropiați la Filarmonica Națională, arătați buletinul că sunteți Nina Bucățele, da. Și o să primiți două bilete din partea mea, din toată inima, unde vă aștept pe data de 6 decembrie la ora 18, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, să sărbătorim împreună cei 15 ani de activitate ai mei la un concert aniversar. Vă ador. Bine, și noi, doamnă, vă cuprindem. Toate bune. Toate cele bune. Ne mai scrie cineva, și anume Caterina Pasale, cea care se chinuie și sună mereu și îi arată ocupat sau ceva greșesc, mă întreabă. Mai sună telefonul. Mai vrea bilete. Hai să încercăm, poate este ea. Bună dimineața! Alo? Alo? Alo, alo? Ar fi păcat să nu vorbiți. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Dați radioul dumneavoastră un pic mai încet, da, ca să ne auziți. Închideți radioul și ascultați-ne în telefon. Da! Aleu. A fost o șansă! Mai dăm o șansă! Ia, sună. Da, 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 hai să mai încercăm dacă o dată. Dacă da, cine nu vrea bilet, fi degeaba. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Doina, bună ziua, Vlad Codreanu. Da. Vă mulțumim că sunteți pe pământ și cântați așa, cânti frumoasă, de suflet. Mulțumesc. Vă dorim o viață frumoasă, succes în mai departe, în ce-ați pornit. Vă dorim o familie frumoasă, toate cele bune. Mulțumesc. Eu, Olga Ursu, de la Colonita. Doamna Olga, să știți că aveți la concert. Două bilete, vă apropiați la Filarmonica Națională și le ridicați de acolo. Mulțumim. Hai să închidem mai repede, să reușim să mai prindem pe cineva. Ne scrie cineva, salut Radio Play, sper totuși să reușesc să sun și eu, dar mereu arată ocupat. Poate domnul Codreanu mi oferă și mie bilete la concert, desigur, dacă rămân din 15, unul măcar să-mi facă cadou. Hai să vedem, poate cineva. Este ea. Hello, bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața! Neața, cum te numești? Mă numesc Olga, sunt și nou. Olga și mai cum? Gruia. Gruia. Olga, ai două bilete. Ne spui ceva? Da, vreau să-mi felicit și eu pe domnul Codreanu cu aniversarea 15 ani. Mulțumesc! E, ar fi un cadou și pentru mine, pentru că pe 10 sunt și eu. Hei, felicitări! Felicitări! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! Hai, mă fac și eu muzicant aici! La mulți ani, estimată Olga Groia! Așa, mai luăm pe cineva? Hai să mai luăm pe cineva! Bună dimineața! Alo! Închideți radio! Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Alo, bună ziua! Da, bună ziua! Da. Hai încă o dată! Bună ziua! Bună ziua! Cum vă spune? Lucia Crețov. Așa. Da, doamna Lucia. Domnul Vlad, vreau să vă felicit foarte mult din tot inima cu 15 ani de activitate. Așa. Și vă doresc mult succes și o viață personală bună. Tot ce vă doriți dumneavoastră. Mulțumesc mult, doamna Lucia, și dumneavoastră să fiți sănătoasă. Pentru că toți avem nevoie de sănătate. Să știți că aveți și dumneavoastră două bilete la concertul meu. Unde vă apropiați? La Filarmonica Națională. Lucia și de cum le ridicați? Crețov Lucia. Crețov. Crețov Lucia. Da, tămam pe data de 6 decembrie. Împlinesc vârsta de 62 de ani. Extraordinar! Și pentru dumneavoastră cer la mulți ani care l-am cântat, da? Mulțumesc, mulțumesc frumos. O zi bună. Date bune, o zi bună. Câte avem noi acolo? La momentul dat sunt 8 persoane, 8 câștigători. Hai încă o dată. Bună ziua! Bună dimineața sau ziua deja. Bună, Doinița, sunt Ionina, bună Vlad. Bună. Italia. Am reușit din a câta? La tentativ. Din a cât? Din a șaselea? Până din a 60-lea. 100. Din 100. Mamă, drag. Deci de 100 de ori ai încercat și ai format numărul. Acum și-a schimbat proba. E extraordinar. Deci tu ne-ai trimis deja una. Aveai vreo 60 de încercări, da? Acum sunt la 100. Chiar vreau să-ți mulțumesc pentru matinalul atât de încărcat pozitiv. Chiar eram curioasă încă de aseară. Eu presimțeam ceva, că va veni cineva. Tu ți-am zis de aseară că te așteaptă un dialog de ăsta frumos. Deci nu mai dezamăgit. Chiar toată noapte să mă gândim. Ce surpriză! Vreau în primul rând să
îmi spun și eu, Vlad, felicitările mele. Mulțumesc. Să fie un concert așa cu de excepție, de cei care se vorbește și aduce lumea mult timp înainte. Vroiam să îi spun că îmi place mult ceea ce face. Mersi. Și la mai mult și la mai mare. Asta să fie numai începutul și restul să fie mai mult la vale, așa cum se spune la noi, pentru că la noi se face ceva trebuie. Da, la ideal și valea-i vale. Doamna Nina, să știți că felicitări și din partea mea pentru dumneavoastră, că am înțeles că dumneavoastră așteptați doi copilași. Da, da. Să fie sănătoși și mulți, mulți, mulți ani înainte. Vă mulțumesc mult și felicitările mele. Să știți că aveți și dumneavoastră două bilete la concert. Pentru nașii mei, dacă se poate. Perfect. Bine. Perfect. Un cadou perfect, spun eu, pentru nenaș. Ne spui un nume? Ne spui nume? Rog. Un nume ca să se apropie cu buletinul. Gospodinov. Gospodinov Corneliu. Cum? Valeriu. Corneliu. Corneliu. Gospodinov Corneliu. Mm-hmm, ce familie frumoasă, ce nume frumos. De la gospodar. Vroiam să vă rog că următoarea piesă care va fi difuzată de-a lui Vlad să fie pentru toate femeile, ca să nu uităm că este ziua contra la violența împotriva femeii. Extraordinar. Să fie pentru toate femeile. Așa. Da, chiar am pregătit o melodie frumoasă, se numește Draga mea. Eu mai aduc pe lume două și avem nevoie de a să nu fie violentă împotriva femeilor. Adevărat. Okay, mulțumim, așa să fie. Mulțumim, Nina. Vă mulțumim sănătate. Mult vă pentru apel. Vă urmăresc cu drag. Pupici. Pupici pentru tine. Eu știu că ea ne urmărește live, eu știu că ea ne urmărește și ne ascultă în fiecare zi. Așteaptă două fetițe, îi urăm multă sănătate și într-adevăr asta îmi doresc și eu, față de toate femeile, să nu fie niciodată niciun act de violență. Și acum melodia Draga mea pentru toate dragile noastre, scumpele noastre, pentru voi, cu cele mai sincere urări de sănătate și de bine. Să știți că noi vă iubim și vă apreciem foarte mult. Cu mult drag, al vostru Vlad Codreanu. Florile s-au scuturat, iubita mea, eu de tine n-am uitat, iubita mea. Tot pe tine te iubesc, dragă, eu gurița ta ca pe timpuri o sărut, și să știi că dulce e tot așa ca la început. Din ram, iubita mea, și sărutul tău prin geam, iubita mea. Încă o viață de-aș trăi, iubita mea, tot pe tine te-aș iubi, iubita mea. Crizantemi-ți dăruiesc, și acum ca la început tot pe tine te iubesc. Dragă, eu gurița ta ca pe timpuri o sărut,
să știi că dulce e tot așa ca la început. Tot pe tine te iubesc. Dragă, eu gurița ta ca pe timpuri o sărut. Și să știi că dulce e tot așa ca la început. Dialog matinal la Radio Play. Dialog matinal cu al vostru Vlad Codreanu, cel care v-a cântat înainte de publicitate, draga mea, în special cu ocazia acestei zile de Stop Violența Asupra Femeilor, cu dedicație specială pentru toate dragele care ne ascultă. Mm-hmm. Pe ultima sută de metri dăm ultimile bilete la 0222213 care deja și sună. Da, să mai sună și să... bărbați, nu da, numai... Da, asta mă gândeam și da, eu, vreau da, să aud și bărbați. Bună sau, ziua! Bună dimineața sau bună ziua! Alo! Cucurigu! Iată! Dar v-am zis noi! Doinito, adică da, de ori n-ați ridicat receptoră. Bun, nu e asta, n-ați vorbesc mult. Eu o să-i pun în rând fiecare zi acolo la concert, că aici care le-ați codonat, că un buchet de ploi să vă cadoneze. Da, mulțumesc, cum vă spuneți dumneavoastră? Gratis, domnul Gheorghe. Bine, eu vreau să spun pentru soția mea, Codreanu Gheorghina. Să fie sănătoasă! Deci, de asta de fată, dar de soță e Poraico. Poraico. Da, Poraico Gheorghina, ca pe acolo știți cum. Mm-hmm. Mulțumim, foarte frumos, gentil. Da, Gheorghe, două bilete sunt pentru dumneavoastră, vă apropiați la final. Nu, unul pentru dânsa, unul pentru nepoata și în special. Dar eu azi vin cu, azi cumpăr, ca și ești de cumpărat. A, nicio problemă. Da, atunci grăbiți-vă, pentru că cele mai bune locuri deja se vând și ca să aveți ocazia, trebuie să plecați la Filarmonica Națională și să cumpărați biletele de acolo. Să înțeleagă oamenii că de de poate cumpăra. Da, mult. Și să știți că jumătate din sală sau poate mai mult, deja s-au vândut. Bine, Vlad, eu vreau să spun că piesa asta cu tata, cred că la Radio Play va fi, că mai este una de... cimitir cu piatra albă de domnul Gheorghe, hai să facem un pic de diferență dintre dedicații și altceva. Nu, eu am vrea ca să fie la Radio Play sau mai comandă. Da, este. În afară de orele de dedicații. Cum în afară? La dedicații, n-a fi. Pentru că la dedicații cineva joacă, dar cineva plânge și nu-i prea bine. Bine, o zi bună, vă mulțumesc și toate cele bune. Sper că m-ați înțeles, mulțumim. Vă dorim o zi bună. Vreau pe ultima sută de metri să citesc câteva mesaje. Atât de multe am pe pagina de Radio Play, nu-ți dai seama. Nu știu dacă mai reușim să luăm apeluri. Cât ai ajuns acolo? Ai ajuns la 15? Dacă ai ajuns la 10, restul le dăm celor de pe pagina de Facebook Radio Play. Da, ok, dar vreau să menționez că pregătesc la Ceau Romina, pregătesc un remix în stil Deep House. Un DJ din Moldova, dar el deja este stabilit în Germania. Îi spune Aurel Pleșca. Să știi că face niște melodii extraordinare de frumoase. Deci, la concert o voi interpreta în premieră remix la Ceau Romina în deci, stil Deep House. La Filarmonică va fi ceva Deep House? Yes! Extraordinar! Și nu numai Deep House, dar și multe eu deja încerc frumoase. Să-mi imaginez ascultătorii Radio Fly o acolo. Să fie o atmosferă savurând incendiară. Savurând muzică Deep House. Bine, da, dragii noștri, uite, mai avem un apel telefonic. Mai avem un apel, ultimul îl luăm, după care citesc rapid toate mesajele. Mm-hmm. Bună dimineața! Bună ziua! Bună, vă prezentați? Vă salută de la Coșnița Ceban Valentina. Ceban Valentina, o ascultăm. Eu îi doresc domnului Vlad multe succese, remarcabile succese, aș spune. Mulțumesc! În domeniul muzicii și tot ce face, face spre bine. Așa. Mersi! Și multă, multă sănătate! Mulțumim, mulțumim! Toate mulțumim bune! Mulțumim mult! O zi frumoasă!
Doamna Valentina Ceban, două bilete aveți și dumneavoastră. Vă apropiați la filarmonică să le ridicați de la casă. Hai să citesc mesajele de care îți spuneam, pentru că sunt foarte multe. Foarte mulți reacționează la fotografia noastră de pe Facebook, la link-ul ăla pe care l-am postat noi. Foarte mulți ne urmăresc acum live și salutăm pe toți. Și invităm să vină și ei la concert. Da? Pentru final o să pregătește-te să faci tu un mesaj, pentru că încep să citesc de la ei mesaje. Scrie Natalia Răbdău, scrie acolo listă. Natalia Răbdău primește două bilete. Caterina Pasa. Stai, Răbdău. Hai că trebuie să reușim. Da. Aș vrea să mai repetați odată numărul de telefon în direct. Aliona Bostan Topală s-a chinuit să ajungă la noi. O salutăm și pe ea, Aliona Bostan. Mariana Grigorașenco scrie un mesaj foarte frumos și eu am să-l citesc rapid. Sper să nu se supere că îl citesc rapid, dar vreau să se audă. Salutare, scumplăiești, draga noastră Doinița, cu invitați încântători care ne ajută să vedem lucrurile mult mai frumos prin intermediul pieselor sufletiste, dar ascultă, Codrean. Da. Ascultă, dar care sunt atât de bine muncite că transmit mesajul artistic. Sigur, nu putem trece cu vederea vocea ce prinde la public. Nu ne rămâne decât să-i dorim lui Vlad succese mari, sănătate, piese săltărețe, dar și videoclipuri care ne vor face să trăim anume emoții, să fii mereu în preajma oamenilor de omenie și să fii inundat de aplauze mereu, iar bunul Dumnezeu să-ți aducă ceea ce-ți dorești. Cufărul cu inspirație să fie mereu plin. Scrie acolo Mariana Grigorașenco. Mulțumesc, Mariana! Așa, vedeți unde trag eu, tot la ascultătorii Radio Play trag, da? Salutare, dragă prietene, Vlad Codreanu, ascult Radio Play, văd câtă lume vrea la acest minunat concert, îți doresc realizări frumoase și vise împlinite, bravo, ești cel mai bun, scrie Natalia Vicolaș. Un mesaj foarte frumos, da? Natalia, și pentru tine avem două bilete. Așa, mai scrie Natalia Luca, salutări domnului Vlad și multă baftă în ceea ce face, este super, bravo și foarte pozitiv. Mulțumesc! Așa. Rusul Ludmila scrie, vreau și eu un bilet, vreau să-l văd pe Vlad în realitate! Așa. Și se începe deja melodia, încercăm rapid. Bună ziua, vă felicit și eu cu așa un post de radio frumos, aici noi suntem bravo, vezi? Vreau să-i doresc domnului Vlad mare, mare succes în cariera sa și 1000 de ori câte 15 ani de carieră cu succes să aibă. Și de mult mă strădui să vă prind la telefon, însă nu reușesc, dacă se poate. Și pentru noi, pentru părinții mei iubiți, două bilete. Scrie Rodica Manole. Rodica Manole. Este... Deja Rodica Manole se va apropia cu un buletin acolo din partea părinților. Uite, cam asta am reușit. Deja 16 reușit. Deja 16 avem, da? Plângi? Mai ai bilete? Mai am, bilete sunt. Pentru toată lumea frumoasă la Chici la Suflet, să știți. Așa. Că bilete mereu sunt. Și nu o să mă opresc aici, o să mai fac în primăvară, tot ce posibil, sau poate în vară, să mai fac un concert unde Așa. Voi lansa cel de-al treilea album, care, dar să știți că la concert acum o să cânt, practic, melodiile din CD-ul cu numărul 3, care Așa. Se va numi Mi-e dor de tată. Ah, ce frumos! Deci pentru cei care sunt nostalgici. Eu dau deja start, lângă mine să fii, ultima melodie, nu? Hai să fie Tată la mulți ani. Sau Tată la mulți ani. Tată la mulți ani pentru toți tăticii. Așa. Le dorim un sincer la mulți ani și cineva a dorit și o melodie mai săltăreață. Mm-hmm. Atunci, haide toți cei care ne ascultă în acest moment să facem o horă frumoasă Așa. Alături de noi. Iar eu, Vlad Codreanu, vă aștept pe data de 6 decembrie la ora 18 la Filarmonica Națională, concert aniversar de 15 ani de activitate. Și v-am 30 pupat de ani. Și 30 de ani, felicitări, da. La mulți ani, mulți ani trăiască. V-am pupat și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Asta a fost Dialogul Matinal Muzical. Eu sunt Doina Danielean și vă aștept în ora următoare în programul de amiază Radioactiva. Viața toată, sănătate să-i, tată. Fiecare om pe lume are un rost și are un nume. Fie ce dragi lângă tine, dorurile să-ți aline, că așa-i frumos și bine, tată. Lumea lasă lume bună, pentru tine se adună și urările răsună. Tată, mulți ani să trăiești, să-i tot ce-ți dorești, să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată.
Arde-ți la inimă focul, tu să nu cauți sorocul, el te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine. Viața poate să ai inima împăcată, și la bine și la greu, fericit să fii mereu. Anii nu-i mai oprești, dar să vezi că-l tinerești, viața dacă o iubești, tată. Lume dragă, lume bună, pentru tine se adună, să petrecem împreună. Tată, mulți ani să trăiești, să ai tot ce-ți dorești, să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată. Arde-ți la inimă focul, tu să nu cauți sorocul, el te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine. Tată, mulți ani să trăiești, să ai tot ce-ți dorești, să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată. Arde-ți la inimă focul, tu să nu cauți sorocul, el te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine. Tată, mulți ani să trăiești, să ai tot ce-ți dorești, să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată. Arde-ți la inimă focul, tu să nu cauți sorocul, el te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine. Tată, mulți ani să trăiești, să ai tot ce-ți dorești, să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată. Arde-ți la inimă focul, tu să nu cauți sorocul, el te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine.